Avem cele două buchi noi, ce vin montate în axul balansor. Avem axul de oscilație nou și avem dornurile de presare a bucșilor. Acum încercăm să introducem bucșile în balansor, să le presăm cu un dorn. Am introdus dornul de presare în bucșe și încercăm să o presăm înăuntru. A intrat jumătate, mai trebuie un pic. Am introdus bucșa până la nivelul suportului. Fixăm a doua bucșă în fața, în suport. Introducem dornul de presare. Am presat bucșa, mai trebuie puțin, și o presăm până la nivelul suportului, taxă. Am introdus-o până la nivel. Acum urmează să vedem, măsurăm cota interioară, să vedem ce dimensiuni avem. Prin strângere, prin presarea s-a strâns în suport. După introducerea bucșilor în suportul balansor pentru axul de oscilație, trebuie rectificat interiorul la bucșe, pentru că bucșa s-a strâns. Normal trebuie să aibă 32. Acum, după presare, e 31 cu 9. 3 zecimi. S-a strâns. Deci trebuie luăm un alezor de 32 și îl introducem în bucșe și rotim cu un suport pentru alezor și rotim și alezăm bucșa la cota de 32. Cu alezorul s-a alezat gaura din interioară în bucșe. Intră ușor, iasă ușor alezorul. Facem o verificare cu axul să vedem axul dacă intră în bucșe. Axul intră ușor, flash, fără joc. Urmează, facem cealaltă bucșă, să o alezăm. Introducem alezorul în bucșa din față și încercăm să-l alezăm cu suportul de alezor. Să-l rotim până alezăm bucșa integral pe toată lungimea. Am alezat și bucșa din față, scoatem alezorul. Încercăm bolsul să vedem cum intră. Intră perfect. Așa. Suportul balansor a avut orificiile ovalizate unde intră axul de oscilație și stă fix. Am încărcat cu sudură orificiile, ovalizarea, cel puțin 2-3 mm a fost ovalizarea. Am încărcat cu sudură și cu un biax, mașină de găuri cu piatră de polizor. Am rectificat gaura unde zace axul de oscilație.
edificăm axul cu mintea. Puțin presat va intra. A trebuit să ne folosim de cei 3R, de recuperare, de condiționare, refolosire. Adică am recuperat ansamblul, nu l-am cumpărat, am recondiționat, am încărcat cu sudură și l-am readus la forma inițială. Al treilea principiu al celor 3R este refolosirea. Acum încercăm axul să-l introducem, să vedem. Prima merge, am lăsat să meargă mai ușor. Și în a doua gaură intră, era jumătate, intră mai greu, l-am lăsat mai plin să nu joace și l-am recuperat. Putem monta sus.